Bine v-am găsit, dragii noștri, într-o zi de joi. Pentru că suntem alături de voi, am venit cu un nou episod astăzi despre aventurile unui mic dejun. Pentru că aventurile unui mic dejun astăzi vă vor duce în lumea reală a ceea ce înseamnă a meselor de dimineață. Subscribe și share pe canalul YouTube True Food. Și totodată dați-ne follow pe pagina de Instagram și o să vedeți ce plin de energie o să fiți după fiecare episod al nostru. Astăzi, pentru că așa cum vă spuneam, în ianuarie o să gătim mai pe natural. Astăzi la True Food, True fără E, pentru că nouă ne plac eurile, la True Food o să gătim mic dejun de campion. Un mic dejun de campion, de ce spun? Pentru că o să gătim omletă. O să spuneți ce e sănătos în asta, da? O omletă din albușuri cu somon afumat. Nu uităm că somonul afumat, chiar dacă are un plus de sare, asta o să o reglăm din celelalte ingrediente. Vorbim despre o cantitate mare de proteine, vorbim despre vitamina D, vorbim despre omega-3. Și mie îmi lasă gura apă doar gândindu-mă cât de delicioasă este această rețetă. Dar evident că nu o să vă servim o omletă simplă, ci o să venim alături de voi cu un desert. Un desert cu iaurt, mango, fulgi de ovăz, nuci, miere de albine și cafea. Pentru că de data aceasta Nespresso o să vină în ajutorul nostru la hidratarea fulgilor de ovăz pentru omleta noastră. Din albuș cu somon afumat am nevoie de următoarele ingrediente. Păi, în primul rând, somon afumat, albuș de ou, ceapă, îmi trebuie ceapă verde pentru că o să trag somonul un pic în ceapă, după care ardei gras cuburi, un pic de usturoi în ulei și pentru aciditate am aici roșii cherry. Totul la final cu multă, multă aromă de pătrunjel pe care l-am aici, pătrunjel verde. O să rumenim repede în tigaie, ceapă cu un pic de ulei cu usturoi. O să spuneți, ok, dar ce treabă are rumenitul cu omletă sănătoasă? N-am nicio problemă. Micul dejun este una dintre cele mai importante mese ale zilei și de aceea pot să vă spun că ar trebui aici să mâncați cel mai bine și cel mai sănătos. Pentru că aveți timp suficient să digerați toată ziua caloriile consumate în prima parte a zilei. Am să tai repede câteva felii de somon pe care le adăugăm împreună cu roșiile cherry. Și imediat somonul afumat. Frumos! Ia uitați ce am eu aici. Pot să reduc un pic temperatura dacă vreau. Nu trebuie să ard aici, să rumenesc prea mult. Vin și cu ardeiul gras. Vă spuneam că vreau să-l am mai crocant, să fie textură mai al dente. Un salto in padella, cum spune italianul. Bat repede albușul de ou. Și îl torn aici uniform în tigaie. O să spuneți de ce am pus doar albuș de ou, pentru că vreau un plus de proteină. Este una dintre omletele preferate ale sportivilor, pentru conținutul mare de proteină pe care o am aici, minerale și vitamine. Minerale tot din albușul de ou, dar vitaminele le am de aici, din legumele pe care le-am pus acum ultima dată. Ușor, așa cum sfârâie, nu fac altceva decât să mai vin cu un plus de ceapă verde. Și să plec cu omleta mea la cuptor. La cuptor timp de 5-7 minute, nu mai mult de atât, la 170 de grade, suficient. Dar ce să facem oare cu gălbenușurile? Pentru că tot avem gălbenușuri. Păi, facem un șodo, da? Cremă de gălbenușuri de ou cu lapte cald și un pic de miere. De alta, e iarna afară. Și dacă vă doare gâtul, ușor, pansament. Ok, dar pansament o să fie pentru noi și desertul nostru, pentru acest mic dejun, mic dejun al campionilor, l-aș numi eu. Am spus un iaurt cu mango, cu un crocant din fulgi de ovăz, stropit din belșug cu what else? Cu Nespresso. Am aici
ingredientele pentru iaurtul meu cu mango va fi de fapt un iaurt cu mango, mere, portocală, pentru că dimineața, în mod normal, ai nevoie de un fruct, ai nevoie de o porție de fibre, fructul mi l-am găsit, fibrele am, ai nevoie de lactate și aici am venit cu iaurtul, ai nevoie de proteină, multă proteină și aici am venit cu omleta din albuș cu somon. Am câteva nuci pe care le sfărâm. Am nevoie de fulgi de ovăz. Am nevoie de o cafea pe care o pun aici. Ia să pun chiar mai mulți fulgi. Așa. Am ales o cafea de la Nespresso cu aromă de vanilie. Ce bine miroase! Puteți veni cu un pic de miere de albine aici, dacă vreți, dacă nu aveți suficientă dulceață în mango. Am luat un pahar, uite așa frumos, și la baza paharului pun crocantul, spuneam eu, din fulgi de ovăz. Doamne, bine să mănânc acum ca atare, așa de bine miroase. După care pun mango, mere și torn iaurtul degresat. Îl las să se depună ușor, ușor și între timp iau să pregătesc niște segmente de portocală. Și n-aș putea să plec mai departe, să ies afară din casă, fără niște floricele. Colegii mei și prietenii noștri de la Microgreens ne-au dat oarește floricele, să ne bucurăm de ele. Ok, cine ar fi spus că ăsta ar putea să fie un desert atât de rapid? Păi eu vă spun asta, dar între timp pot să vă spun că omleta noastră este gata. Ohoho! Doamne, cum arată, este genială și cum miroase. Cine ar fi crezut că un mic dejun poate să fie atât de rapid, atât de delicios? Doamne, ce gust! Dragilor, True Food România, suntem noi pe Instagram și totodată subscribe și share pe canalul nostru YouTube, True Food România. Nu uitați asta, True Food, True Food, True Food, True Food, fără E, pentru că nu ne plac E-urile. Dar până una alta, rămâneți alături de noi, pentru că joia viitoare venim cu două rețete spectaculoase de-a dreptul. Prânz și cină, evident că sănătoase. Până una alta, încă o bucătură, v-am pupat și voi rămâneți cu ochii pe noi. Eu așa aș vrea să închid, știi, luând o, mi-e și poftă, vă spun sincer. Așa, înghit în sec, că miroase atât de bine. Două secunde de scuze, vreau să zic doar să jonglez cu camerele. Jonglează în pana mea cu ce vrei! Oh.